Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată pe scurt câteva dintre subiectele de astăzi. Se pare că actualii guvernanți nu prea au parte în această perioadă de liniște socială. Greva continuă în educație, ba mai mult, în această dimineață au început protestele și în penitenciare. Forța Dreptei susține acțiunile revendicative ale cadrelor didactice. Fostul premier al României, Adrian Năstase, va susține o conferință cu tema actualitatea lui Titulescu, iar liceenii de la Traian Alescu din Hunedoara și-au luat la revedere de la ani de liceu. Sunt Andreea Patriche, urmează știrile Hunedoara 1. Forța Dreptei somează guvernul României să rezolve într-un timp cât mai scurt criza din educație. Vinovăția exclusivă a situației din educație aparține guvernului, care pe de o parte a alocat în bugetul pe anul 2023 doar 2% din PIB, cel mai mic procent de după Revoluție, iar pe de altă parte a refuzat să aplice reglementările legii salarizării începând cu 1 ianuarie 2023, deși veniturile suplimentare pe 2022 au fost de aproximativ 80 de miliarde de lei, 16 miliarde de euro, din care pentru educație nu s-a alocat nimic. Iar după discuțiile cu președintele Iohannis, sindicatele profesorilor au decis să nu semneze niciun acord, deci greva continuă în școli. Greva s-a născut din necesitățile zilnice ale profesorilor în condițiile unei inflații ridicate, iar promisiunile din noua lege unitară a salarizării personalului bugetar nu dau garanții ferme a schimbării situației actuale. Este de părere Pompiliu Crai, președintele interimar al Organizației Județene a Partidului Forța Dreptei. Susținem această mișcare sindicală, greva profesorilor, și pe bună dreptate, ei nu solicită absurdul, până la urmă își solicită un drept care le-a tot fost amânat de ani și ani de zile. Să ne aducem aminte promisiunile atingerii a 6% din PIB, lucru care nu s-a întâmplat, promisiunile au tot fost făcute, am ajuns acum de rușinea lumii, suntem la 2% anul acesta, mai puțin decât anul trecut. Sigur că cu aceste alocări este greu ca corpul profesoral să facă performanță în învățământ. De aceea învățământul a ajuns în această fundătură și datorită calității corpului profesoral, nu vreau să generalizez, dar la asemenea sume, la asemenea salarii, sigur că nu mai vin în învățământ cadre bine pregătite și se vede o lipsă acută, atât la noi în județul Hunedoara, cât și în întreaga țară, o lipsă acută de profesori. Dar aș vrea să mai subliniez un lucru. Observăm că această mișcare sindicală, această greva profesorilor, până la urmă nu se rezumă doar la solicitarea majorării salariilor. Până la urmă ea devine și vedem că pe zi ce trece tot mai pregnant un protest vis-a-vis de situația din țară, pentru că situația la ora actuală în țară este dramatică și această alianță sau pseudo-alianță politică a făcut mare rău țări. Deci președintele Iohannis a vrut foarte mult să aibă stabilitate, dar se pare că până la urmă nu există această stabilitate. Ne așteaptă vremuri grele, mai spune liderul hunedorean al partidului Forța Dreptei. Liniștea socială dorită de președintele Iohannis este zguduită de tot mai multe proteste de stradă. Încă se mai discută fel și fel de modificări ale legilor învățământului. Cam asta este situația. Ne așteaptă în zilele următoare clipe fierbinți, probabil și afară, dar și în mișcarea sindicală, pentru că observăm cu toții că se pregătesc cei din sănătate, o parte din ei, se pregătesc, am înțeles, și salariații din penitenciare, o anumită categorie de salariați din penitenciare, și se aude că și ceferiștii se pregătesc de anumite manifestări. Sigur, toate acestea vor avea loc în stradă. Deci iată că sunt mișcări sociale pregnante în aceste momente și ele sunt toate, între ghilimele spun, pentru liniștea președintelui și a guvernului. Nu cam așa reiese. E păcat că se întâmplă asemenea fenomene. Guvernul trebuie să se pună pe treabă, să termine cu rocade, cu permutări care nu se mai termină. Potrivit lui Pompiliu Crai, nici schimbul de putere nu ar mai fi agreat deocamdată de PSD în această situație tensionată cu deja anunțate convulsii sociale de amploare.